întrebări. Am fost în spital și când eram în spital, într-o zi de dimineață, când a venit doctorul și mi-a spus, vezi că trebuie să vii la operație. Când mi-a spus, parcă au trecut niște ori așa pe mine și a venit o soră și m-a pregătit repede să mă puie pe pat și să mă ducă la sala de operație. Și în timpul când mă duceam din salon, un duh a venit și a zis către mine, uite-te înapoi, vezi, mai intri o dată cu ușa asta. Și au trecut cei drept niște ori pe mine și în acela timp mi-a venit în gând și în inima și în sufletul meu cântarea în lumea aceasta toate strigătoare. Se duc într-una toate vor peri și lucruri care fac inima să pleacă acolo sus. Vor fi doar amintiri a Domnului să fie slavă. După ce am trecut prin această operație, am venit acasă. După ce am venit acasă, într-o zi m-am simțit foarte rău. Într-o noapte. Și până la ora 2 noapte m-am trezit și n-am mai putut să dorm. Și frământându-mă, un duh a zis către mine, da, ai plăcut ce scrie în Sfânta Scriptură? Ce, Doamne, n-am făcut? Se chem prizbiterii bisericii. Ei să se roage pentru tine și vei fi vindecat. Și lucrul acesta era într-o sâmbătă seara, urma ca dimineața să mă duc la biserică și m-am dus la biserică la Muntele Sionului și m-am dus la tat și mi-am spus, e foarte bolnav, aș vrea să fac o rugăciune pentru mine. Frații s-au adunat la oaltă și una, două, făcut o rugăciune pentru mine și mi-a făcut ungerea. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu s-a atins de mine, a Domnului să fie slavă. Dumnezeu m-a vindecat, umblam cu botă, o ciocă, vreo 3 ani de zile. Am umblat cu boda după mine zile, nu puteam să mă duc fără ea. Dumnezeu m-a eliberat din bota aceasta și m-a părăsit-o. Și nu numai atât, dar m-a binecuvântat cu putere și cu o sănătate de plină. Parcă am întinerit din nou, așa că acum este un pom care a îmbătrânit și a întinerit din nou. Iubiții mei, Dumnezeu lucrează și astăzi a Lui să fie slava și vărinea vieții. Și nu numai atât, dar vrea să vă mai spun, că după ce am împlinit 70 de ani, mi-a venit vederea așa ca când a fost tânăr, nu mai trebuie ochelar, nici de vedere lungă, nici de vedere scurtă, pot să citesc în orice carte cât de măruntă, Dumnezeu să fie slăvit. Încă maturitatea, îndurarea și dragostea Lui poate să fac așa ceva, a Domnului să fie slavă în veci. Aș vrea să vă puneți toată încrederea și nădejdea în Dumnezeul nostru și cu El nu vom fi dați de rușine, ci de rușine vom fi dați tot aceia care îl părăsesc fără temei. Doamne ajută-ne să te putem sluji până vom pleca de lumea aceasta. Amin. Amin.